Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Fiind joi, alături de mine în studio se află părintele Calistrat Chifan și abordăm și astăzi teme extrem de interesante, așadar vă invit să stați alături de noi timp de o oră jumătate pentru că veți avea lucruri de învățat. Sărutmâna, părinte, bine ați revenit la noi! Bine v-am găsit și mulțumim celor ce ne ascultă! Întâi aș vrea să vă întreb, pentru că sunteți foarte familiarizat cu Facebook-ul, cu rețelele sociale, cum ați perceput când au apărut acestea? Cum ați perceput toată această tehnologie? Trebuie să fiu sincer, nu mi-aparține ideea. Ideea a fost tot a câtorva călugări mai tineri care erau lângă mine și mi-au zis așa, părinte, este și YouTube-ul, dar să știți că e puțin depășit, nu e în actualitate. El este bun, dar este ca un stoc, ca o bibliotecă. Da. Dar uitați-vă, au apărut pagini de Facebook unde am putea și noi să postăm câte ceva ca oamenii să aibă această idee. La prima idee am fost puțin reticent și am zis că mai nu cred că e momentul, zic, să nu facem cumva să stârnim vreo controversă, că zic, nu avem nevoie de zgomot inutil. Da. După aceea, căutând niște subiecte legate de anumite tematici, m-am dus pe niște site-uri de predici creștine a diferitelor confesiuni, indiferent că era o predică a unui catolic sau penticostal sau jehovist sau baptist. De exemplu, la un penticostal am găsit o temă exagerat de frumoasă despre Duhul Sfânt, bine documentată, frumos pregătită, se vedea că dumnealui pastorul este un tip pregătit, nu vorbește pe din afară. Și am ascultat-o cu atenție și mi-a dat subiect și mie legat de problema Duhului Sfânt în tematica ortodoxă, pentru că e același Duh Sfânt, nu-i altul. Dar cu viziunea pe care o are Maxim Mărturisitorul sau Grigore Palama, în schimb am sesizat un lucru la comentarii, că ați văzut că oamenii după ce ascultă, fiecare își dă cu părerea. Mulțumesc, îmi place. Cineva a spus, de ce preoții ortodoxi nu pot face și ei asemenea pagini, cu asemenea învățături? De ce trebuie să mergem să ne uităm noi la alții în pagină de alte religii? Ai noștri nu au timp, nu pot? Și atunci mi-a venit ideea, am spus, da, deci ăsta este răspunsul corect la ceea ce mi-au spus mie cândva călugării. Haideți să facem o pagină. Și bineînțeles că bucuria care a fost că imediat în jur de vreo 10 zile s-au strâns vreo 8.000 de vizitatori, deci da, cei da, care da. Se uitau. Și am zis că da, e o idee. Înseamnă că putem revoluționa ideea de cateheză, de misiune, chiar și pe linia internetului. Și atunci am făcut această pagină care a avut, zic eu, un folos pentru cei ce au vrut să le placă sau poate un motiv de iritare pentru cei care n-au avut să le placă. Am întâlnit comentarii de genul, părinte, vă mulțumim că ați spus predici, că sunt frumoase și ne delectăm sau ne mai umplim spațiu, timpul liber, seara, dimineața. Cineva a spus, eu când beau cafea vă ascult o postare, altul a spus, eu adorm cu o postare, altul a spus, când nu ajung duminica la biserică mă uit ce s-a predicat în duminica respectivă, tot felul de comentarii. Cineva a spus și la modul comercial, ați ieșit voi preoții pe Facebook ca să atrageți oameni pentru că aveți puțini creștini în biserică? N-aș fi putut spune că în toate cazurile n-ar fi la fel sau răspunsul ar fi valabil, dar aș putea să zic că chiar noi nu duceam lipsă de creștini, dar în schimb, atunci în clipa respectivă mi-a venit o idee pe care am dezvoltat-o după aceea, pentru că ideile îți vin lucrând, pofta îți vine mâncând, bucuria îți vine râzând. Am zis așa, vom crea, așa spune Mântuitorul Iisus Hristos, împărăția mea nu e din lumea aceasta. Biserica are două dimensiuni. Una umană, aici jos, unde existăm noi ca oameni, sub administrația bisericească, sub ierarhia bisericească, sub ordonarea o canonică, și o biserică biruitoare în cer, care este Biserica Sfinților. Am spus, noi trebuie să mai găsim o biserică care să fie internautică, să fie a Duhului, nu-i din împărăția aceasta, e pe calea undelor. Și cineva mi-a zis, da, dacă sunteți credincios și sunteți evlavios, de ce vreți să folosiți internetul? Dintr-un singur motiv, undele sunt ale lui Dumnezeu, El ni le-a dat nouă. Și le putem folosi în scop productiv,
în scop constructiv, în scop destructiv sau în scop creativ. Și atunci am zis așa, patriarhul nostru este Dumnezeu, episcopul nostru sau arhiereu cel mare este Iisus Hristos, undele sunt gestionate de Duhul Sfânt, noi n-avem decât să trimitem cuvinte în cer, lumea să le culeagă, cum spune în psaltire. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Am fost odată întrebat, parcă de doi băieți de la ProTV, cred că erau, nu aș putea să vă spun de mai, că au rămas ei mișcați imediat când a ieșit problema cu pagina de Facebook. Și au zis, părinte, da, în acord cu canoanele, în acord cu rânduiala, da, domnii mei. Și atunci, chiar în clipa aceea, că așa spune Scriptura, Duhul Sfânt îți va da o idee ce trebuie să răspunzi, bănuiesc că sigur a fost lucrarea Duhului Sfânt, mi-a venit această idee. Cât s-a chinuit Sfântul și Marele Apostol Pavel să scrie niște scrisori pe pergament sau pe piei de mel, să le dicteze, caligraful să le scrie implicit Sfântul Evanghelist Luca, care a fost ucenic, Sfântul Apostol Timotei sau mulți alții, care în fond și de fapt ce făceau? Se chinuiau și scriau o epistolă, o scrisoare, un cuvânt de învățătură. Ele nu sunt într-un număr exagerat, doar Pavel are în număr de 14 și care erau duse cu piciorul, cu corabia, pe jos, pe măgar, cele trei călătorii misionare ale Apostolului Pavel, începând de la 46 la 52 sau 54 după Hristos, și să mergi cu ele din loc în loc și să le expui, să le citești, omul să le asculte, să încerce să le înțeleagă. Păi dacă ar fi avut tehnologia de atunci, echivocul vremii de acum, vă dați seama că Apostolul Pavel ar fi scris 50.000 de epistole sau ar fi dat sute de mii de cuvinte de folos. Și atunci m-am gândit la modul acesta. Trebuie să folosim această tehnologie la maxim cât se poate ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu. Bineînțeles că această tehnologie este și în slujba reclamei și în slujba informației, biblioteca digitală, biblioteca online, biblioteca internautică, orice. Deci, în orice domeniu poate fi folosită această tehnologie și atunci consider că e un dar de la Dumnezeu, poate aici deja câțiva au strâns din sprânceană, ca să ai această posibilitate, pentru mine e o enigmă și în ziua de astăzi, un lucru și încă un lucru. Cu câtă putere o mașină de dimensiunea avionului, acest tren zburător, merge pe sus cu pasageri și ajunge la destinație. Deci câtă gândire, câtă tehnologie, câtă înțelepciune pentru cei ce l-au creat, câtă siguranță, câtă viteză, da, cât folos. Și doi, mereu încerc, pentru că și tema noastră ține de așa ceva, să-mi închipui că atunci când eu m-am născut, telefonul avea un fir de 2 metri, învârteai de o coarbă acolo și formai o căruță de numere și dădeai la manivela aia să suni la vecinul sau unde aveai de sunat sau unde sunai, cu fix, cu prefix, cu taxă inversă, cu alte, cu aviz telefonic și așa mai departe. Iar astăzi porți tu această jucărie în buzunar și ai toată lumea la mâini, în mâini și la picioare. Pentru că noi nu mai putem spune despre telefonul de astăzi că el este un telefon. El este o, este un ultrarobot tehnologic care îndeplinește mii și, mii și felurite feluri de opțiuni pe care mintea omului le-a putut gândi și le-a putut crea și mi se pare mai mult decât fantastic că tu mergi cu mașina și vorbești la telefon, mergi cu mașina și te poți căuta ce ai nevoie sau GPS-ul ăsta care îl pui, da, 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 și te și duci și nu te rătăcești. Deci vă spun, deci mi se pare darul lui Dumnezeu pentru lume. Deci la viteza la care noi vrem să ne grăbim, la viteza la care noi vrem să gândim, la viteza la care vrem noi să ne mișcăm, această tehnologie ne poate veni în ajutor și ne poate iuți. Acum o să vină ideea sau întrebarea cuiva, a, deci promovați tehnologia. Nu, nu o promovez. Înaintea mea tehnologia a promovat-o profetul Isaia.
Profetul Isaia, care trăiește cu vreo 600-700 de ani înainte de Hristos, spune despre avioane. Ce sunt acestea care merg în zbor ca porumbeii la cuibarele lor și scutură tot cerul? Prevesteau avionul, care nici nu era creat. Da. Deci, vedeți, tocmai de când era prevăzut ce vedea profetul cu ochii lui. Iarăși vorbim de profetul Isaia, care spune așa: ce sunt șerpi aceștia de oțel care aleargă și scot flăcări pe nările lor și scutură tot pământul? Era vorba de accelerat, de tren care merge pe jos. Deci, iată, prevederi, deci în Sfânta Scriptură, ale tehnologiei, și nu m-aș mai duce numai aici, m-aș duce chiar și prin anumite desene din perioada antică, pe care le mai găsesc arheologii și oamenii ăștia de știință, prin Valea Nilului, prin lumea aceasta a giganților, a faraonilor, a oamenilor vechi, care simbolizează anumite elemente moderne de astăzi, atunci în formă de gravuri și de desene. Și m-aș întreba așa: oare lumea de atunci era nepregătită? Sau noi nu suntem uniform de pregătiți să înfruntăm această tehnologie? Pentru că tehnologia pe care noi o avem astăzi, nu numai că este performantă, pe cât este de performantă, pe atât lupta trebuie să se ducă să nu devină periculoasă. Da. Și când mă refer la cuvântul periculos, spun următorul lucru. Aici trebuie întâi să leg două lucruri. Dumnezeu, ca oamenii să poată comunica între ei și să fie cunoscători unul cu celălalt, să știe ce gândesc și ce vor, le-au pus cele trei mari dimensiuni. Auzul, ca să înțelegem sunetul, deci iată, o știință pe care a muncit omul să o ia din urechea internă sau medie și să o pună într-o capsulă telefonică, ca eu vorbind în Iași, tu să auzi în America, prin metoda tehnologiei, ce sunet am scos eu aici la un pas de mine, în capsula mea telefonică sau în chipul ăla digital, și să-ți ducă informația în celălalt capăt cu același ton, cu aceeași formă, cu aceeași vorbă, ca tu să recunoști că stai de vorbă cu mine. Deci, de la urechea pe care a creat-o Dumnezeu, cu atâta sofisticăreală, vedeți, avem specialitatea aceasta care se numește ORL, care e o întreagă medicină, e o întreagă specialitate, e o întreagă tehnică. Mă duc cu mintea și până la implantul cochlear, atunci când un copil nu aude, și știința poate să-i facă un auz artificial, da, asemenea auzului normal, și el să se bucure de taina auzului. A doua experiență minunată care Dumnezeu a lăsat-o pentru oameni este cuvântul. Deci, ca noi să putem vorbi, să ne putem exprima, că degeaba vorbesc dacă nu aud, sau degeaba aud dacă nu vorbesc. Cuvântul, modul acesta de comunicare, ne-a ridicat deasupra tuturor făpturilor care există. Deși în momentul în care pasărea scoate un țipăt, puii o recunosc, apa scoate un foșnet, valurile se recunosc, vântul scoate un foșnet, pădurea îl recunoaște, frunza scoate un foșnet, pădurea știe ce e acolo, sălbăticiunea scoate un zgomot, toate știu. Deci este limbajul întregii creații, dar care este un limbaj universal în logosul divin. Dar nouă ni s-a dat un limbaj deasupra tuturor făpturilor, care al nostru limbaj îl acoperă pe al făpturilor, că noi am învățat limbajul lor într-o oarecare măsură, pentru că avem mărturia pusnicilor care au vorbit cu fiarele, care au vorbit cu păsările, care au vorbit cu dobitoacele, care au vorbit cu apa, îl avem pe Moise care o despică, am și văzut lucrarea unui, mă rog, om de cultură, să nu-i știu specialitatea, care s-a gândit să dea o definiție apă atât de bolnavă și a spus că apa e un element mort. Cum se dețină apa informației? Ce-ți faci tu cu apa? Ce prostie asta? Cine a scos povestea asta cu apa care vindecă?
Și atunci m-am gândit, săracul de tine, cât de departe ești de Dumnezeu și cât de departe ești de adevăr. Da. Dar oare, de ce la botez spune să nu se ascundă satana sau vreun duh viclean în apă? De ce coborâm Duhul Sfânt în apă și ea stă veșnic și nu se strică primind informația Duhului Sfânt și nestricăciunea? De ce folosim Duhul Sfânt la aghiazma de bobotează și stă 50 de ani și are același gust? De ce folosim apa în taina Sfântului Botez? De ce folosim apa în viață? De ce folosim apa ca și element chimic și de transport în corp, tot ce este? Deci mi-am dat seama că sunt oameni care pot face erori de conjunctură, nu din lipsă de studiu, că avem studiu suficient, la modul limitat de a limita lucrurile dumnezeiești la mintea umană. Ei, iată că acest cuvânt Dumnezeu l-a transformat cu mai multe putere. Înainte vedere, înainte știință, prorocie, descoperire, minune și înștiințare. Și o să spuneți ce salea. Înainte vedere. Noi doi ne întâlnim și fără să comunicăm, dacă eu am o trăire autentică în Dumnezeu, știu ce gândești despre mine, ți-am citit mintea. Tu dacă ai o împreună trăire și te uiți la mine, știi ce gândesc și cu ce scop am venit și știi să-mi citești mintea. Lucrul acesta îl găsim în Firocalea 11, varsa nu fie și Ioan. Nu m-a trebuit citită. Înainte vederea. Se spune că Ava Antonie, mergând prin pustie, deodată le spune ucenicilor să ne oprim, să ne închinăm, că sufletul avea mun, pleacă la cer. Și în clipa respectivă, ucenicii au spus, ce-o mai fi și asta? Nu era pe dimensiunea lor. Dar în clipa următoare, când ajung la mănăstirea Cutare, văd doliu în poarta mănăstirii și întreabă, dar cine a murit? Păi, ieri către prânz a murit Ava Amun, s-a mutat la cer, a trecut la cele veșnice. Și atunci și-au adus aminte că fix la prânz bătrânul lor le-a spus să ne închinăm, că îngerii duc sufletul Ava Amun la cer. Deci iată un mod de comunicare pe care astăzi cum îl avem? La nivel de informație, de internet, de Facebook, de unde? Condolianțe. S-a stins din viață Cutare la ora Cutare. Ei dat drumul. Informația pleacă. Odată o preiau mii de oameni dintr-un capăt în altul al pământului. Dar pentru asta omul a trebuit și a fost nevoit să muncească în scop material, în scop pământesc, să împingă această tehnologie de la spiritual spre material. Pentru că ea, de fapt, este inve. Ce este tehnologia științifică? Este o oglindă a tehnologiei spirituale. Deci dacă oamenii prin lucrarea spirituală pot ajunge la starea îngerească, dumnezească, de a tot știință, putere și tot ce își doresc, la fel de bine ei pot transforma, la fel prin știință, toată gândirea spirituală și lucrarea spirituală în lucrare materială. Asta e chestiunea adevărată. Irineu Mihălcescu, marele mitropolit al Moldovei, spunea această vorbă. Cine îndrăznește să contrazică știința, este un flecar. Iar cine îndrăznește să batjocorească religia, este un flecar. Pentru că cele două se împletesc din două motive. Materia se supune lui Dumnezeu, iar Dumnezeu însuflețește materia. Deci ele sunt împreună, sunt ca două inele interpătrunse care unul fără celălalt nu există. Dacă nu s-ar fi făcut materia, n-am fi știut că există un creator. Da. Dacă am fi avut materie și ar fi fost haotică și n-ar fi avut o ordine, un design inteligent, o ordine divină, o logică divină, noi n-am fi știut că există un Dumnezeu. Ce ar fi fost mereu, am mai repetat parcă o dată, să răsară soarele când vrea el, să fie noaptea câte luni vrea noaptea, să fie ziua când vrea ziua, să fie vânt când vrea vânt, sau să fie ploaie când vrea ploaie, nu, toate au o lege. Deci toate vin cu o rânduială. Mi-a plăcut expresia unui țăran extraordinară. Am considerat că totuși în lumea de jos există lume care gândește, dar gândește încet și bine în Dumnezeu, când era foarte iritat și îmi spune, părinte, ați văzut ce îndrăzneală? Zic, da, ce s-a întâmplat? Ați văzut ce au spus ăștia? Că noi în loc să facem irigații, ne rugăm să plouă. Dar mi se pare absurd, părinte, cum să contrazici ideea
de a te ruga lui Dumnezeu că plouă. Zic, bine, și ce vă deranjează? Ce argument aveți? Iată să vedeți un răspuns care m-a blocat, zic eu, considerându-mă că știu mai multe, dar nu știu nimic. Ce îmi spune țăranul? Păi stați, părinte, un pic, noi facem irigație, dar dacă n-ar ploua de sus, să umpli praile, râurile, de unde am luat apă să irigăm? Fac irigație, dar fără ploaie, am nevoie de ploaie. Deci mă rog lui Dumnezeu să plouă, că dacă o să aibă bani, o să facă și irigație. Deci ce inteligență simplă și logică. Ei, logica asta Dumnezeu a transpus-o prin știință în fața noastră. Ce înseamnă în fața noastră? Gândiți-vă că acum 20 de ani, 30, 40, oamenii scriau o scrisoare, îi puneau un timbru, o puneau în cutia poștală, o lua agent, o ducea și tu socoteai așa. Cred că o să facă scrisoarea 3-4 zile, până o citește sau până se gândește ce să-mi răspundă, mai durează o săptămână. Deci peste o săptămână ar trebui să primesc scrisoare. Sau foloseam noi acea expresie minunată, că n-o pot uita, aștept răspuns dacă ești bine sau dacă era ceva grav, aștept răspuns urgent că ești bine. Și într-o săptămână venea răspunsul. Ei, era un mare fenomen ca la prânz sau seara, când toți erau la masă sau se adunau în casă, uite, avem o scrisoare primită de la cutare. Hai, zice, citește să vedem ce scrie. Era o minunăție, era un semn. Și spuneai, vai cât de bine, că totul este bine. Ei, ce-a făcut tehnologia? A venit tehnologia și a făcut următorul lucru. Te miri că ai primit o scrisoare în 7 zile, că pleacă cu trenul, cu avionul, cu ce pleacă ea și se întoarce înapoi la tine cu un răspuns? Ei, ia ca zice Dumnezeu, să-ți dau ceva ce n-ai mai avut. Tu stai în camera ta și citești o carte, dar nu te poți deranja de acolo, sau ești concentrat, sau lucrezi la birou, sau faci un act și te gândești, mă, copilul e ora 12, a ieșit de la școală. Deschizi telefonul, intri pe mesaj și spui, ai ieșit de la școală, ești bine, vii spre casă, s-a întâmplat ceva și el îți dă, da, sunt bine, ok. Ai scutit timpul de a merge până în oraș, ai scutit timpul de a merge după el, ai scutit timpul de a pierde vremea de a sta îngrijorat, dar în același timp e o îngrijorare în plus, pentru că aceeași sălbatică tehnologie, dar folositoare și utilă omului, vine să pună stăpânirea pe tine sub ce formă? Devii de acum... N-aș putea... Nu folosim termenul irascibil, că aici nu e vorba de o nervozitate. Devii nerăbdător, că de ce nu mi-a răspuns în minutul acela? Da, dacă da, acum da. I-am scris, păi acum să-mi dea seama, mă ignoră, nu mă ia în seamă, deci eu, adică pe mine mă interesează și pe el nu. E o preocupare în plus, comprimând timpul, comprimând informația, comprimând viteza informației, de fapt nouă ne dăunează. Și dușmanul cel mare este neliniștea, dispariția păcii sufletești, dispariția dispoziției interioare, nerăbdarea, iuțimea, poate întristarea, poate reproșul, pentru că tu nu ești în ton cu viteza tehnologiei. Mie mi se întâmplă câteodată, de exemplu, recunosc lucrul ăsta, m-am culcat seara, sunt frânt de oboseală și să spunem că în jur de 2-3 noaptea mă trezesc, nu mai mi-este somn. Și atunci iau puțin tableta și mă uit să văd ce postare o pregăti pe mâine la postat. Dacă este corectată, dacă e frumos conținutul, dacă o ales tema bine, dacă nu e prea veche, dacă nu s-a repetat. N-am deschis bine tableta, că și din 50.100 care mă cunosc, ce credeți că fac? Bună dimineața, v-ați trezit! Ei, o iau ca pe un deranj. Pentru că eu nu am răbdare atunci să stau să comunic la miezul nopții, să pierd, lasă-i să odihnească. Deci este acea politețe în care se spune că între ora 10 seara și 6 dimineața, numai în caz de forță majoră să deranjezi pe cineva. În restul nu strici timpul programului de somn. Și nu din pricina programului. Te distrage și te face neatent, te răspândești. Și am întâlnit foarte des expresia că oamenii spun, zice, domnule, l-a furat internetul cu tot, l-a furat Facebook-ul cu tot, l-a furat telefonul cu tot. Nu l-a furat. Noi am ieșit din lumea normală, am patinat de tot în lumea virtuală,
Și la un moment dat nu ne regăsim pe noi înșine. De ce? Acolo sunt mii de opinii care nu se văd, lipsește comunicarea. Și aici, la capitolul comunicare, m-aș opri la următorul lucru. Am văzut și am studiat fel de fel de emisiuni pe această temă, care vin și aduc următorul argument. Simplu. Metoda bolovănoasă. Telefonul e de la diavol, televizorul e de la diavol, Facebook-ul e de la diavol, internetul e de la diavol. Da, domnule, ori fie ale diavolului, dacă e așa de deștept diavolul, chiar merită să-i dăm un brevet de invenție. Dar consider că ele pot fi demonice dacă le folosești demonic. Părintele Cleopa, la vremea când era dumnealui marele duhovnic al românilor, prin anii 80 spre 90, și dinspre 80, spre 89, 90, spre 2000, prin 97, 98, a plecat la cele veșnice, avea niște poezioare duhovnicești și la vremea respectivă lumea era foarte ofuscată la nivelul tehnologic de ideea. Televizor, casetofon și radio. Și tot așa erau duhovnici aprici care spunea: asculți radio, nu te împărtășesc. Te uiți la televizor, nu te împărtășesc. Bineînțeles, fiindcă sunteți tânără, cred că nici nu știți ce emisiuni imbecile erau la vremea respectivă, că era 2-3 ore, 4 seara, cu un telejurnal care era interminabil de zi și de noapte și un film scurt între ele. Și restul era politica zilei, ce se întâmpla prin lumea socialistă și comunistă a vremii. În rest nu prea aveai ce să vezi la televizor, dar la vremea aia era socotit o mare pacoste televizorul. Ei, mă întreb sculându-se bătrânii noștri și văzând un televizor cu 200 de programe, cu 100 de programe, cu 60 de programe și dacă am un zâmbet așa și sunt fericit, în orice sat când trec cu mașina vreodată, cu ocazia unei aghezmi sau cu un drum sau ceva, îmi place să urmăresc un singur lucru. Să văd dacă antena parabolică este pusă nu neapărat pe casă, că e semn de civilizație și modernism, dar le văd agățate în câte un măr, în câte un păr, în câte un nuc. Și mă bucur lucrul respectiv doar dintr-un singur punct de vedere. Dom'le, nu contează că 50% din români au toileta în fundul curții. Asta e ceva firesc. Dar faptul că nu lipsește tigaia electronică, digiul ăla care să vadă el românul toate știrile, toate cancanurile, toate să-i furi timpul de prășit, de util, de croșetat, de gândit, de citit, de orice, ăla nu lipsește, adică e prezent acolo. Ceea ce arată că omul este ușor adaptabil la modern, dar trebuie să facă și un efort urgent și cât se poate de concret, spre ce? Spre selectiv și valoare. Deci aici nu mai poate interveni nimeni. Tu ești cel care te simți interesant când auzi că cineva a dat cuiva toporul în cap sau tu ești interesant dacă doi se ucid sau se bat sau desfunează și tu ești fantezat să stai stiuiți acolo. Dar dacă e ceva constructiv și valoric, atunci nu cred că e o problemă să te uiți. Și mă întorc unde am rămas, că asta era ideea. Deci noi vorbim la ora actuală că toate sunt ale diavolului. Și am văzut conferințe întregi, emisiuni întregi. Consider o normalitate aceasta. Și am văzut-o la mulți părinți și care m-au ascultat, eu zic că au umblat bine. Au venit și mi-au spus așa: părinte, vrem o binecuvântare, vrem să dăm televizorul din casă. Nu. Nu-l dați din casă. Păi da, dar își pierd copiii timpul. Dar dacă se vor cere afară, sub pretext că se duc la joacă și se duc și stau pe capul vecinilor, prietenilor, colegilor, tot la televizor, nu e o greșeală de două ori că deranjez și pe alții și pe tine? Mai bine lasă televizorul în casă și fă program pentru această tehnologie. V-ați făcut tema? Ați luat masa? V-ați pregătit pe mâine la Ghios Daniel, la școală, ce trebuie cărțile? V-ați scris? V-ați odihnit o oră după ce ați venit la școală? Hai, aveți două ore, că vrei tu pe tabletă sau că vrei tu pe internet sau că vrei tu pe televizor, atât. La ora 10 dăm stângere, aveți grijă. În momentul când tu îl furi de la informație, este asemenea, repet și când spun lucrul ăsta nu mă feresc, este asemenea unei domnișoare crescută din scurt de părinții ei sub pretextul că ei doresc să o educe sau să o crească frumos, iar când scapă în lumea mondenă și modernă,
poate să devine cea mai mare prostituată, pentru că ea, după ce am plinit majoratul și liberă, de tot ce a fost obstrucționat și crede că era necesar și a fost lipsite, se duce și savurează și experimentează totul fără nicio reținere sau fără nicio normă valorică. Și știi ce spune? Viața mea și fac ce vreau cu ea. Ei, nu trebuie să ajungem în punctul ăsta nici din punctul de vedere al tehnologiei. Adică în momentul când tu strici unui copil copilăria cu niște absurdități, eu mai iau câteodată așa de câte o mamă și de câte un tată, când spune, știți, copiii nu prea ascultă. Zic, îmi permiteți un răspuns? Părinte, da, când îl spuneți, vi-l spun, dar nu vreau să vă supărați. Când erați de vârsta lor, erați altfel? Nu. Și atunci, de ce le cereți la 4 ani, la 5 ani, la 6 ani, să fie ca dumneavoastră la 25, 26, 30 sau 40, cât aveți? Da, să știți că aveți dreptate, nu ne-am gândit la asta. Adică, tu nu poți să-l scoți din normalitatea și firesc unor lucruri care vin peste noi cu tăvălugul. Eu sunt de modă veche. Că sunt născut în anii 60. Dar vreau să vă spun că în momentul când am văzut că toți băieții ăștia toată ziua stau și butonează și uită, întrebam și eu, dar ce vezi acolo? Dar ce ți arată? Dar ce spune? Chiar așa făceau gluma. A, părinte, mă, ta ești depășit, nu ești pentru asta. Ia-ți o carte și citește. Adică nu îți pierdi vremea cu asta. Da. M-am abonat la telefonie. Am luat o tabletă ieftină, de asta modestă, pe care o am și astăzi, și am stat și am butonat încet, cum fac copiii aia când se suie prima dată în mașină, în tractor, și dau de toate butoanele, fără să gândească ce trebuie. Și tot am încercat să văd ce se întâmplă dacă apeși pe ăsta, ce se întâmplă dacă apeși pe ăsta. Și ușor, 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 am învățat și eu cum se butonează. După aia am întrebat, da, aici de ce se face așa, da, aici de ce se face așa. Când, da, erau scris în engleză, erau toate cu... Și încet, încet m-am obișnuit. Este un mare handicap în tehnologia de astăzi și spre rușinea mea, pot să o spun, că noi nu vorbim de tehnologie limitându-i doar între un telefon și un televizor, că mă duc la plătit o factură din asta, cum se plătește acum pe roboții ăștia, și spre rușinea mea, știți ce mint, și spun, nu vă supărați, domnișoară, sau cine e acolo, operatorul, din cauza ochelarilor nu văd bine, nu-mi băgați dumneavoastră aici datele, pentru că nu știu unde să le bag. Deci dacă nu iau un băiat din ăsta tânăr care se priceapă, eu sunt în afară, chiar dacă aș părea inteligentul inteligenților, nu am prins. Ei, ori copiii ăștia tineri au o iuțime și o agerime și o minte ascuțită și o dexteritate și o deschidere, ca drept dovadă că s-a și demonstrat creierul uman românesc încă este ca diamantele. Deci avem cele mai buni creieri în toate domeniile, avem cei mai ilustri. Și noi nu putem să ne înfundăm în mediocritate sau în era netehnologiei, într-o era plină de tehnologie, făcând pe ipocriții vai de la diavolul. Nu e nimic de la diavolul. Într-adevăr, curentele sunt puțin suspicioase. De exemplu, toată lumea consideră o nebunie asta și când spun lucrul ăsta, mi se pare o lipsă de maturitate. Poate intelectuală, că personal toți suntem maturi sau gândim, dorim să gândim bine. Dar Ioan Damaschin spune clar, dacă nu faci un bine bine, el nu-i bine. Ei, dorim așa. Nu lua telefonul, că ești urmărit. Nu lua telefonul, că ești ascultat. Vezi să nu ai televizor în cameră, că te urmărește. Cine să mă urmărească? Și pentru ce să mă urmărească? Și ce vrea să vadă? După aceea, nu, vezi, ai grijă, aia are chip, aia are chip. E o teorie întreagă, această problemă a chipurilor, care într-adevăr a zăpăcit foarte multe lume. Chiar o doamnă ieri din Târgoviști, venind la spovedit, îmi spune așa, părinte, vreau să vă spun ceva înainte de a mă spovedi. Da, dacă vă spovediți, îmi spuneți orice. Duhovnicul meu nu m-a mai primit la spovedit, pentru că am card bancar și card de sănătate. Zic, dar ce treabă ai una cu cealaltă, că nu sunt lămurit. Da, așa mi-a spus. Întrucât am luat cardul de sănătate și cardul bancar de unde mi-au pensia, să nu mai vin la el la spovedit. Mi se pare o utopie, mi se pare o nebunie, ce treabă are.
Cardul e al matalii, intră bani, duci în bacomat, scoți leuțul, ței ce vrei din piață. Cardul de sănătate trebuie să știe la ce medicament e, ce boală e. Și zic, plus de asta, ăla e o șopacă, știi, că nici măcar nu funcționează cum trebuie. Te duci, stai ori între cinci, mai urmărească prin cardul de sănătate. Și ce să caute, dracu, într-o tehnologie incompletă, zic, nici măcar făcută cum trebuie. Stai liniștită, doamnă. Am spovedit-o, a stat, s-a liniștit, a doua zi s-a împărtășit și a spus, nu vă dați seama, zice, cât de mult m-am liniștit, pentru că era ca o pacoste, îmi venea să le arunc pe foc, dar am vreo 6 diagnostici, nu pot fără medicamente. Vroiam să le arunc și ăla de bancă, dar zice, stau departe de unde ridic eu pensia. Și mie îmi convine când intră pe card, pentru că eu dau pinul la băiat, scoate bani, cumpără și mi-aduce ce am nevoie. Deci, iată utilitatea tehnologiei. Unii o transformă, îi pune balauri, șerpi, coroane de foc. Mă rog, asta este mentalitatea omului care nu vrea să gândească. Am văzut după aceea foarte multe emisiuni legate de ceea ce se numește era tehnologică a televizorului, mă rog, imaginea. E adevărat. Fără o selecție autentică, fără un control drastic asupra emisiunilor, fără un control drastic asupra programelor, că de alea suntem maturi. Nu mă interesează că le-au pus pătrățel, bulină sau nu știu ce. Eu, ca și părinte în casa mea, dacă am copii și au trecut până în vârsta de 15 ani, eu știu eu la ce trebuie să uite la televizor, iar în momentul în care i-au trecut de 15 ani, să avem pardon, am pățit-o tot eu la spovedit, vine o fetiță frumușică, așa micuță, tânără, și zic, ați venit să vă împărtășesc. Da, părinte, dar vreau să mă spovedesc. Ei, în cartea de spovedanii, repet, spune, să nu întrebări vulgare, să nu treci peste tehnici decente sau întrebări depășite, de ochiate, să nu ridici ideea, să nu stârnești curiozitatea. Și zic, cred că ascultați de părinți, vă închinați, vă rugați, seara, dimineața, sunteți cu mincioare. Da, dar vreau să mă spovedesc. Păi mai ai ceva pe suflet? Da, am 13 ani jumate, am prieteni, dar să știți că am făcut deja două întreruperi și m-am păzit să nu rămân gravidă, fiindcă sunt tânăr. Și atunci eu, curios, prostit, așa zic, da, la ce vârstă ți-a venit dumitale problemele femești, firești, ale trupului? O, păi aproape de 12 ani, ziceam, ciclu menstrual. Păi zic, și dacă așa de tineric ai început problemele astea, ce o să faci până mai încolo? Nu știu, dar da, n-am vrut să-l supir pe prietenul meu, că nu eram noi pregătiți să avem copii. Da, zic, aici sunt de acord cu tine. Dar din câte tehnologii din astea moderne sunt, deci trebuia să ajungeți tocmai în punctul ăsta. Crimă, sânge, conștiință, pătare de conștiință, atât de tinerică, zic, intrat în poftele astea desfrânate, dacă așteptai până la 18 ani, da, dar n-aștepta prietenul meu care are 15. Și atunci, pentru ce să închid eu lui televizorul să nu se uite la nu știu ce film, dacă el le practică în mod real? Adică, știi cum facem noi? Legăm baba la ochi să nu cadă în șanț, dar o împingem în groapă, știi, cam așa vine. Adică, trebuie să avem acea discernere în care punctul foarte trebuie să fie pe valorii cu educației, nu pe valorii cu tehnologiei. Tehnologia nici nu te poate educa, nici nu te poate dezeduca. Singur te educi, singur te reeduci, adică, sau nu vrei să fii educat, pentru că influența celor din jur sunt mai nefaste decât ceea ce a intrat într-un club, da? Toți băieții beau să-mi bată sau trag ceva pe nară. Normal că dacă nu intri în rândul lor, te excluzi. Și atunci, dacă ești un pic mai macho, vrei să fii un pic mai în rând cu băieții, faci și tu ce fac tot. Să faci, de exemplu, o mare tevatură pe această problemă, tot ce înseamnă tehnologie, dar nu să faci niciun fel de problemă pe ceea ce înseamnă moralitatea familială. Vedeți? Și punctul, dacă vă uitați cum este lucrat, este lucrat sub forma asta. Ruperea de comunicare. Consider că până la vârsta de 5 ani un copilaș n-ar avea ce căuta cu o tehnologie în mână, pentru că el trebuie să învețe să vorbească. Deci se plânge foarte multe lume și spune așa, părinte, dacă nu-i dau tableta sau nu-i deschid televizorul, plânge și nu comunică. Exact, alea sunt catastrofele. Da. Acolo, da. Până la vârsta de 5 ani, după ce începe să vorbească perfect, să lege fraze, să aibă coerență, să vezi că are inteligență, că dezvoltă o poezie, o rugăciune cât de mică, un bună ziua, un sărut mâna, mă rog, ce pot vorbi primii copii când încep primele fraze.
Deci aici logopedia asta familială, adică rolul mamei și al tatălui, este indiscutabil și incomparabil. Dar de la 5, 6, 7 ani când ei se deșteaptă, eu pentru prima dată când am rămas mirat, acum 10 ani, nu astăzi, mergem în casa unui domn, era prieten și era un copil andru, poate avea 3 ani, nici nu știam, avea monitor de ala, încă nu era calculatorul modern cu ea, cu acum plat așa. Da, tigăi de alea mari, așa, cât un cazan, ca televizorul Dacia din anii 60. Și zice, părinte, vreți să vă pun alba ca zăpada? Și eu întreb, dar cât are copilul ăsta? 3 ani. Și zic, vorbește așa de corect? Da, avem profesor de logopedie, 2 ore pe zi, și l-am învățat să vorbească perfect, pentru că este român și trebuie să știe limba română. Recunosc că mi-a crescut inima așa, cât un pepin, zic, domnule, asta, da, educație. Erau și oameni serioși. Zic, dar știi să umbli la calculator? Părinte, nu știe să citească, cunoaște o parte din litere, așa cât de cât, cunoaște o parte din cifre, dar are memoria vizuală. Zice, uite, noi îl lăsăm să vedeți cum vă pornește calculatorul și vă pune orice. S-a suit acolo la calculator, a luat sârma aia cu botul ăla care îl tot porți pe acolo și a îmblat pe ăla ce a făcut, n-aș putea să vă spun, că nici în ziua de azi eu nu știu să umblu cu ăla. L-a învârtit, s-a deschis ecranul aici și ceva a băgat roată CD-ul din ăsta ce a învârtit și deodată mi-a spus, zice, vedeți că acum începe filmul cu alba ca zăpada. Și a început filmul cu alba ca zăpada. Și a întrebat, dar cum știi tu să-l găsești? Păi știu că am învățat. Deci, vedeți, ei au o nativitate perfectă așa în ceea ce înseamnă inteligența, dar sunt de acord, dezvoltată la modul, cum au spus acești oameni, noi 2 ore pe zi facem logopedie ca el să știe să comunice. Și sunt câteva reguli, ca să spunem, de mare acuratețe și finețe în ceea ce privește educația copiilor. Corect și frumos sau normal ar fi când se ia masa, telefonul închis, televizorul închis, când e o onomastică, când e ceva și se întâlnesc toți, să comunice. Mie mi se întâmplă câteodată, să merg la câte o aghiazmă cu cineva, să facem cuiva o sfințire a casei și în momentul când începe masa, afară de gazda care pune pe masă, toți care sunt la masă se joacă pe telefon. Fac ei ceva acolo, mă rog, ce fac ei? Și atunci eu mai zâmbesc și zic așa, zic, dar ce frumos comunicăm, să știți că chiar îmi place. Zic, aveți felul 2 că mă grăbesc, că mai am o slujbă. Păi dacă nu vorbești nimeni, pentru ce să stau să pierd vremea? Mă duc, am treabă, mai bine mă duc și mă culc. Deci oamenii sunt absorbiți, adică te fură și din decor, dar te fură și din gesturile de respect față de celălalt. Și atunci, într-adevăr, niște corecții, eu aș spune așa, cred că ăsta ar fi punctul care s-ar potrivi. Cât timp omul poate stăpâni tehnologia. Și aici spun așa, cât timp omul este stăpân peste știință, pomul binelui și răului nu mai poate da fructe otrăvitoare, mai ales că l-avem pe Hristos, izvorul înțelepciunii. Știm ce înseamnă binele și ce înseamnă demonul sau rău. Folosind știința și tehnologia într-atâta măsură încât să o stăpânim și să o folosim în favoarea noastră, deci nu suntem sclavii tehnologiei. Și hai să ne gândim la câteva lucruri frumoase. Operațiile cu laser, operațiile paroscopice, operațiile moderne care se fac prin monitoare, diagnosticile moderne, EG-urile, tomografurile, encefalogramele, rezonanța magnetică, toate tehnologiile astea de sinteză care le avem noi în lucrarea analizelor chimice a sângelui, la stabilirea diagnosticilor, tot ce au inventat știința, operații din astea moderne, cu transplant, cu toate, vedeți, gândiți-vă cât de interesant este, doar o chestioară simplă. Se duce un bătrân de 80 de ani la oftalmolog,
îl anestezează, îi schimbă cristalinul ochi, cum ai schimba, să spunem, rulmentul la roata mașinii și spune aici că, domnule, văd, parcă sunt tânără. Ei, astea nu le poți neglija sau nu le poți nega. Deci, toate sunt pe bază de tehnologie modernă. Toate au în ele informația înmagazinată, toate merg pe inteligența robotică, toate merg pe celula de inteligență cipată, cum se spune, stocată, și atunci acele mini-integrate care au devenit de ordinul micronilor, că spunea cineva odată, mi-a arătat o piesă într-un calculator și mi-a spus, vezi bucățica asta? Asta e toată memoria calculatorului, cum e creierul din om. Restul e complezență, e povești. Asta deține totul. Rami, nu știu cum foloseai, nu știu câți rami sau nu știu ce spunea acolo. Ei, faptul că am ajuns să inventăm toate aceste chestii este extraordinar. Dar dacă ne lăsăm deodată subjugați de ele, trebuie să ne gândim la altceva, că aceeași știință se poate întoarce împotriva noastră, cum, că omul ce vrea să facă? În momentul în care întâlnim lumea cultă, lumea moderată, lumea elegantă, lumea reverențioasă, mari profesori universitari, mari genii, mari descoperitori, mari oameni de știință, care pun totul pe seama măreției Dumnezeu și spune, domnule, mare este Dumnezeu că s-a putut ajunge în punctul ăsta, adică protezii care să te facă să mergi, receptori la creier, să poți să, dacă ești paralizat, să plimbi o mână sau să ai informații, fenomenale, dar ce se întâmplă? Aceleași tehnologii folosite și în alte domenii pot foarte bine prin tehnica calculator sau prin tehnica internautică sau prin tehnica asta inteligentă, cum se numește ea, IT-ul. Ei, toată această informatică matematică, toată această știință pusă în pătrățeli mici de ordinul milimicronilor pot deveni și fatale. Gândiți-vă la ora actuală câtă tehnologie atomică este, câtă tehnologie ultramodernă este. Ei, ori declanșarea unor sisteme de alea pot crea și o catastrofă. Adică ce se poate întâmpla? Diavolul, prin aceeași știință cu care noi vrem să ne suim deasupra lui Dumnezeu, să arătăm că suntem mai mari ca El, cum spunea odată unul, chiar mă pufnise râsul, poate n-am ajuns la măsura încât să cred treaba asta, o ia o fi posibilă. Plouase vreo două săptămâni și zice... Părinte, am o presupunere. Zic, ce presupunere ai? Eu cred că cineva a făcut ceva, niște șmecherii de plouă atâta. Da? Zic, dar de ce spuneți treaba asta? Trebuie să existe niște fabrici de-astea de ploaie, de vine atâta ploaie. O ploaie destul. Păi dați-i un telefon lui Dumnezeu și spuneți, domnule, ia-ți nori acasă că muzi aici pe o gradă prea mult. Nu, dar nu gândiți așa, părinte. Omul a creat asta. Domnule, ai fi liniștit. Zic, nu mai fi zăpăcit. Dar cum poți să crezi că o planetă întreagă, galaxii, mii de stele, mii de corpuri cerești, toate într-o anumită mișcare, vine omul să le modeleze și întrebarea mea este simplă. Dacă omul poate modela toate aceste lucruri, de ce nu e în stare să oprească un părău care intră în casă? De ce nu e în stare să oprească o albi care inundă câteva hectare? De ce nu ajungi la tehnologia să cordoneze apa, să pleci unde are nevoie de ea, nu să meargă la nimereală? Stai, frate, iarăși plecăm de la aceeași formulă. V-am spus adineaori. Noi avem toaleta în fundul curții, dar avem digiul în copac. Ei, ne-am tehnologizat. Ei, degeaba am inventat noi racheta anti-grindină, racheta anti-exploziv, de aia când vine un, nu știu cum se numesc, când vine o altă bombă și o dezintegrează în aer, antirachetă sau scut sau cum se numește. Degeaba dacă noi nu vii să-ți curăți podul la intrarea porții și apa când vine în loc să treacă pe sub pod, îți umpli ție ograda și trebuie să suni la 112, dați vii să-ți scoată apa din ogradă cu mașina. Nu, domnule, taluzează tu șanțul în fiecare primăvară, în fiecare toamnă, că tot din tehnologie face parte. Da, da, da. Este legea lui Arhimedii. Tot ce e cu forță merge pe anumite gravitații, de la deal la vale, ca să spunem așa. Și atunci, dacă satul are un dig, dacă satul are o uliță, dacă satul are un șanț, dacă șanțul are un drum, dacă drumul are o bordură, niciodată nu se va întâmpla. Normal că dacă tu în șanț pui gunoaiele sau porumbul sau lemnele sau tot ce ai pe o gradă scoți în șanț, când apa trece, nu, ei intră pe unii găsește, pentru că nu are legii fizică, ea are socoteala ei. Ei,
Aici trebuie să învățăm noi, să nu ridicăm știința împotriva noastră. Deci noi ne putem trage singuri bombe în cap, printr-o greșeală de eroare de calcul, ne putem fura banii din bănci, ne putem falimenta economic unii pe alții, ne putem inventa boli unii la alții, mă rog, toate nebuniile și parapsihologiile astea care se practică la nivel de lume mondială. Din tehnologie. Dar când ajunge tehnologia să te stăpânească și tu să devii sclavul ei, să nu mai poți controla, acum vă spun un singur lucru, vedeți? Dacă ne uităm un pic la tehnologie, noi am învățat să facem câteva lucruri. Antiradar. Că există pe drum radar. Mergi normal că tu mori, frate, nu radarul. Sigur. Antifonic de asta, sau cum se numește, când vorbești telefonul, să-l buruiezi. Dom'le, dacă tu nu mai ai încredere în fratele tău și trebuie să-i asculți telefonul sau să-l buruiezi, înseamnă că a dispărut comunicarea. Noi nu mai suntem oameni, suntem zombi. În momentul în care tu ai făcut camera de luat vederi, da? Ca să vezi cine ți-a trecut pe la poartă. În momentul în care ai făcut sistemul de alarmă. Deci ce dispare? Dragostea, încrederea, omenia și culmea. Să nu credeți că hoțul e prost. Nu se duce să spargă unui cameră și unii nu-i antifurt. Că știi că ăla nu le-a pus că n-are ce păzit. Se duce și sparge tocmai unde sunt. Și vine cu anti-antifurt, vine cu anti-anti-alarmă și demontează și te găsești prădat sau furat tocmai pentru faptul că ai stârnit curiozitatea prin tehnologie. Întreb odată pe o doamnă la bloc. Zic, dar la un apartament așa frumos, ușa asta de lemn, și că cine vede ușa asta de lemn scuipă, la vecinii mei, la toți o spart. Deci ca să vedeți mentalitate de om care gândește normal. Deci aceeași tehnologie ne poate încarcera. Aceeași tehnologie ne poate la fel. M-am dus la cineva în casă și mi-a spus: părinte, aveți telefon la dumneavoastră? Da, dați-mi-l încoace. I-a scos bateria și l-a pus undeva acolo pe un sertar și a spus să nu fim ascultați. Doamnă, n-ar cine m-a ascultat. Am doi mari ascultători. Dumnezeu care ne vede și ne aude, îngerul meu păzitor, care sigur e nemulțumit când greșesc, și îngerul rău, care sigur e bucuros că îmi fac rele, că abia așteaptă să umpli zapsul. Restul sunt prostii. De, cum spune acolo, dacă ajungi să te temi de tine însuți, de persoana ta, de ce gândești, i-am spus cuiva odată așa, mai mult în glumă, domnule, dacă sunt atât de important sau cred că ce fac eu e atât de important, mă asculte, dacă nu, nu-și cheltuiască tehnologia, să facă ceva util, poate sunt lucruri mult mai folositoare. Deci, vedeți, astea trebuie să avem grijă. În tehnologia mașinilor, ați văzut, de 500 de cai puteri, de 1000 de cai puteri, de 2000 de cai puteri, eu știu câte puteri, că tot au puteri. Ei, dacă îl duci la morgă între aparate și are nevoie de o heparină, sau de un tub de oxigen, sau de o intubare, sau de o ventilație mecanică. El, omul frumos, și rămâne fără viață. La ce-ți folosește că ai inventat tehnica cu 2000 de cai, când puteai să mergi cu 2 sau cu 10 sau cu 50 sau cât are o mașină normală? Deci, vedeți, noi le facem și dușmanii ai noștri. Deci, în același timp, devenim sclavi unei tehnologii care nu o putem controla. Știți cum spune? Nu s-a declanșat airbag-ul, n-a ținut frâna, n-a fost atent în curbă, a depășit în viteză sau, mă rog, alte treburi. Pe mine mă interesează că tu te-ai rupt de toată tehnologia și ce interesantă este chestia, că chiar noi nu realizăm că într-o clipă nu mai putem fi. Deci, acum în clipa asta strălucim, suntem totul. Și cel mai interesant e când suntem din neînlocuit și ni se pare că fără noi pământul aproape se clatină pe o parte și pe alta. Și a doua zi când nu suntem, mereu eu râd de problema asta. Alocuțiuni frumoase, că atunci nu deranjăm pe nimeni, toată lumea ne laudă, de a doua zi pământul e gros, să mai pune și o placă de beton și dali să fii sigur că nu ieși, mai trece două, trei zile până la 40 și aprinde cineva o lumânare sau dă cu o tămâie și după aia spune că, băi, dar știi, chiar acum tare, dai mor de mult, te mai gândești la el? Așa e. Am impresia că dintre toți cei care folosim tehnologia, copiii clar sunt cei mai avansați, cred că este și o chestiune genetică și foarte multe cazuri, am văzut cazuri de părinți, pentru a avea un timp de respiro, le dau tableta celor mici încă de la vârste, nu știu, de un an, jumătate, doi ani, am astfel de cazuri. Consider într-adevăr asta o mare greșeală și am spus-o și altă dată sub o altă formă.
prezența bunicilor în viața nepoților este un balsam, pentru că ei fiind răbdători și liberi, ei pot învăța povestea, narațiunea, comunicarea, fantasticul, hiperbola, metafora, tot ce vrei, poezia. Pentru că bunicii sunt încărcați în primul rând de anumite experiențe ale vieții și au ce să învețe. Pot cobori la mintea copiilor, ei au această accesibilitate. Părinții fiind preocupați cu munca și cu grija de zi cu zi, trebuie să fie un pic mai atenți, bineînțeles pentru problemele de serviciu, dar trebuie să fie atenți și în comunicarea cu copiilor. Îmi spunea aseară o doamnă un lucru foarte frumos, dar dureros. Băiatul pe care eu îl cunosc de când s-a născut, i-a spus mamei la vârsta de clasa a 6-a, a 7-a, că el nu mai crede în Dumnezeu. Și eu am întrebat, și care a fost atitudinea ta? Nu vreau să-l supăr, am tăcut din gură, zic, n-ai procedat corect. De ce nu i-ai spus în clipa aceea copilului tău ce-ți spun eu ție acum? Îți amintești când erai însărcinată că cineva din medici ți-a spus că are nu știu ce malformație și ți-am spus încă nu te pripi pentru că ești unicul, nu mai sunt 10 după? Fă niște controle amănunțite, i-am recomandat chiar niște medici buni ai Iașului, care știam că pot garanta pe o analiză, pe o viziune, pe o imagine, pe un diagnostic. Și toți au spus, părerea noastră este să nu se grăbească, vedem în jur de 6 luni, s-a născut deștept, inteligent, frumos, drăgălaș, e un copil împlinit și întotdeauna i-am spus, zic, tu ești prietenul meu, zic, eu o știu pe mamia ta, de când tu erai în burtică, zic, tot timpul trebuie să vii la împărtășit. Și zic, de ce nu ai spus lucrul ăsta copilului? Nu vreau să-i încarc memoria. A. Dacă el îți spune că nu crede în Dumnezeu, nu are memoria încărcată. Pentru că așa a văzut la colegi, da? Așa a auzit la colegi, așa a ajuns în mediul ambiental. Dar dacă tu îi spuneai că datorită lui Dumnezeu tu astăzi ești în casa mea, datorită lui ești întreg, datorită lui ești sănătos, datorită lui și faptului cum preot mi-a dat sfat să nu mă grăbesc a lua o decizie pripită. Tu astăzi ești fiul meu, da? Și eu am nevoie de tine și tu trebuie să fii un băiat educat. Oricum ar fi reacționat. Și i-am spus, faci lucrul ăsta, iar duminică mi-l aduci la Sfânta Împărtășanie. Nu așa se educ un copil. Nu că el se joacă tot, cum spuneți, da. El se joacă toată ziua pe calculator și mulțumit. Calculatorul este și sursă de relaxare, dar pe deopotrivă în cantități industriale până la 12 noaptea, că ea mi-a confirmat, e și sursă de infecție sufletească, pentru că se și scoală obosit, nu e atent la școală, ca drept dovadă că se plângea că notele nu sunt cum trebuie și ca drept dovadă că s-a izolat și nu mai vorbește cu nimeni. Dar ce i-a găsit băiatului pe internet uitându-se? Lipsa de comunicare și nesinceritate față de propriul copil, chiar dacă ești mamă și tată. I-a scris o scrisoare tatălui său că se simte singur și că lui nu-i place ce se întâmplă în casă și că el s-a plictisit de viață. Bine, ei mai și joacă puțin teatru, au acest talent, dar că este nemulțumit de tot ce vede și că consideră că viața lui n-are rost. Și am spus, da, vedeți unde l-a adus calculatorul, la o oboseală a minții, la o îmbătrânire a inteligenței fiind folosită la o capacitate prea mare și atunci el nu mai este interesat nici de o carte, nici de o poveste, nici de o materie, nici de o școală, nici de nimic. Și i-am spus, mi-l aduci să stau eu de vorbă cu el, pentru că eu cu el am fost și la Ierusalim când avea doar 9 anișori. Eu i-am spus lui mamă, ia-l că-i bine să vadă Ierusalim, îi prinde bine. Și a fost foarte receptiv. Mă jucam cu el, mergea cu mine pe drumul crucii, îmi punea întrebări, îi răspundeam, îmi aducea apă rece, îi dădeam să-mi ducă gentuța. Era foarte fericit că mi-e ucenic, da, da, cum se spune. Și deodată calculatorul a reușit să-l scoată din sfera asta, tocmai pentru faptul că ce spune mama, las că eu mă uit la telenoveli sau beau o cafea sau mă joc și eu pe Facebook, mai ieși acest obicei. Și atunci... Sigur că copilul se refugiază și greșește, iar cei micuți greșesc pentru că se formează greșit. Ați sesizat un lucru simplu sau sesizați-l? Eu l-am sesizat că-l văd. Ies câțiva pui la o cloșcă. Dacă aud cloncănitul mamei, ei plâng după cloșcă.
dacă stau o vreme prin casă, într-o cutie și omul îi hrănește până se întăresc, le dă apă și îi aud vorbă, nu mai merg după cloșcă. Ei țipă și merg unii văd oameni. Ei, așa e și copilul. El țipă după calculator și apucăturile calculatorului, care e mut, surd, și deși îi dă în scris răspunsuri la întrebările lui, el nu poate comunica sentimental cu el. Și atunci apare irascibilitatea și nemulțumirea interioară. Dar mama poate sta lângă calculator o jumătate de oră cu copilul ei și spui, uite, aici e așa, dar se poate și așa, aici e așa, dar se poate și așa. Deci e într-adevăr o mare greșeală ca un copil, ca să tacă, să-l așeze în fața unei chestiuni tehnologice și să zici mersi că nu plânge. Cum poate fi vindecată dependența de calculator? Simplu, de simplu. Facebook, ați văzut ce face un bețiv sau un fumător? Reduce doza. Așa și aici. Deci eu la toți părinții le-am spus același lucru. Mi-a spus mamă cu copil în clasa a doua. Părinte, să iau un telefon să comunice cu mine. Nu am nimic împotrivă, dar nu scump. Un telefon fără modest pentru vârsta lui. Dacă îl pierde, nu-ți pare rău. Dacă nu îl pierde și se învață cu el, pe parcurs ce crește, îl va adapta un pic. Mi-a spus altă mamă, părinte, copilul meu vrea neapărat să plece în America vara, nu știu cum, să duc ei cu Erasmus sau ceva, și fac niște bănuți. Lasă-l să vadă și altă lume și când s-a întors acasă, știți ce a spus băiatul? Că după aia mama m-a mulțumit. Mamă, e frumos în America, dar nu știi cât e de greu. Păi nu-i ca la noi, mamă. Acolo muncești și ai program de nu știi cum te cheamă, cu buletinul în mână. Apoi la noi e boierii, ci acasă. Și am zis, vezi, doamnă, că ei dat o educație în mod indirect, învățând singur să așeze șoseta, învățând singur să-și pună masa, învățând singur să-și câștigă. Bine, s-a întors cu vreo ceva, 2000 și ceva de dolari, dar a venit cu mâna goală în cei 3 luni cât a stat pe acolo și a mai cheltuit el. Și și-a luat, dar a venit cu niște bani. Și a spus tu mamă sa, mă duc și la vară, dar mă duc numai să fac bani, dar mă duc, zice, pregătit de acasă cu ce știu eu, când trebuie să nu mai dau bani acolo, că e scump. Iată, o gândire deja gospodărească. Dar noi nu putem spune că educăm pe cineva lipsindu-l de... Nu putem spune că îl educăm pe cineva lipsindu-l de normalitate. Nu! Normalitatea trebuie să meargă. Dacă pe stradă toată lumea merge pe drum asfaltat, păi nu mă duc eu prin drum de iarbă. Da, poate vrei să simți roa la picioare, cu totul altceva. Dar asta nu înseamnă că de acum nu mai faci drum asfaltat. Sau asta nu mai înseamnă că de acum omul nu mai adaptează o tehnologie sau nu înaintează, pentru că da, înaintezi cu ea în acea măsură în care o stăpânești. Cu ce ar trebui să rămână cei care ne-au urmărit în privința acestui subiect? Pentru că mai avem un subiect pe care... Un singur lucru ar trebui să rămână. Cu ideea că nu sunt împotriva tehnologiei, sunt pentru măsura folosirii tehnologiei, pentru explicarea copiilor în ce măsură tehnologia îi poate face sclavi sau robi sau îi poate distruge psihic, pentru că mai dau cazuri de atac de panică, de depresie, am văzut copiii mai... mi-a plăcut într-o zi expresia unei mame, am lăsat-o să vorbească, am văzut cum vorbește frustrarea din ea și o cred că e mamă, mi se părea firesc să se exprime așa, că având niște copilași care sunt buni la învățătură, mi-a arătat o căruță de premii, mi-a arătat diplome și le-a promis unii și alții din ăștia, până au fost ei pe la mini concursuri, că li dă o tabletă, că li dă un calculator, că li dă nu știu ce. Ei bine, ea se sperie pe mâini, au dat câte un bănuț acolo simbolic, mai ceva, nimic și bineînțeles. Ca să iei un calculator bun, e un bănuț mai scump, ca să iei o tabletă bună, așa. Și spunea, dar de ce e o mămică din secolul 20, copiii mei nu se bucuri ca alți copii? Doamnă, știu dacă trebuie să priviți lucrurile așa. Dacă îi vezi că sunt... Era talentat, unul cânta la pian, unul cânta la chitară, unul cânta la violoncel, unul cânta... Erau, toți făceau liceul ăsta lui Băncilă. Octav Băncilă. Da, care e ceva pe muzică, pe artă. Și foarte buni, într-adevăr, copiii bine educați. Mama mai sărăcuță, poate nu-și permite toate luxurile astea, dar... I-am zis, dacă mă ta vezi că ei au aceste inclinații frumoase, preocupă-te să le cumpiri instrumentarul cu care să-și facă o carieră, decât să piardă vremea pe un telefon de 30 milioane. Care-i treaba? Pentru ce îți dai atâția bani, mai ales că ai atâția copii? Nici dumneavoastră nu gândiți tocmai bine.
Și copiii mei trebuie să se bucure de copilărie. Măi, copiii mei se pot bucura de copilărie, în primul rând, că sunt sănătoși, ca o mamă energică care-i trup și suflet pentru ei și, într-adevăr, te zbați să-i faci oameni, când vor fi oameni, se vor bucura ei de toate tehnologiile. Și chiar recunosc că la vremea educației mele, când și pe vremea mea s-a aplicat educația, da, la nivel de țărani, ca să spun așa, îi spuneam lui tatăl meu, zic, dă-și mie niște bani de o ciocolată. Când crești tu mare și ai bani, ia-ți câtă ciocolată vrei. Eu banii care i-am întrebi pentru altceva, de pâine, de mâncare, de cutare, mie nu-mi ținea o leu. Și aveam, era și o vorbă, tată, dă-mi 3 lei, ce trebuie, 2, n-ați 1, dar n-am acum. Era formula cu nu-ți da, dau, da, era da, pe da. Indirect. Și râdeam tot timpul de treaba asta, că îi spuneam mamei, zic, roagă-l tu să-mi dea 2-3 lei când trebuie. Nu, dar nu cred că are 2, dar 1, nu-i de ajuns. Dar las că-ți dă mâine. Adică era iară teoria amânării. Da. Asta era legea. Da, probabil da, da, da. Ce spunea, nu trebuie cheltuiți aiurea. Dar nici ca să lași un copil să alunece în dezastru, să te uiți la el cum să autodistruge, doar pentru rea o educație. Că restul, orice curiozitate ne frământă pe oricare. Eu nu cred că există om care a văzut ceva modern și n-a fost curios măcar ca să privească. Mă uitam și pe pagina de Facebook, o doamnă ne-a scris faptul că nici bunicii nu mai sunt ce au fost, stau cu nepoții în parc, iar copiii stau pe bancă cu tableta în mână. Și asta poate fi o greșeală. Da. Adică trebuie să, când îl duci în parc, să-i vorbești de pom, de flori, de păsări, să-i povestești ceva ca să nu-l lași furat de, într-adevăr, de mirajul tot a tabletei. Adică suntem în parc. Hai să spunem o poezioară de Eminescu sau hai să spunem o poezioară despre o frunză sau despre o floare sau despre soare sau despre o rază sau despre un pom sau ceva. Am văzut ceva foarte frumos în urmă cu câteva zile, în spatele blocului, niște copii și-au pus pături pe jos pentru a se juca cu mașinuțe, cu păpuși, exact cum făceam noi. Mult. Da, da. Chiar a fost frumos. Ceva conservator, ceva de mult. Aș vrea să discutăm puțin și despre sărbătoarea ce va avea loc pe 29 august, da. Pentru că este înainte de a ne întâlni. Este vorba despre tăierea capului Sfântului Botezător și înainte mergător Ioan. Da. Ce reprezintă această sărbătoare pentru? Reprezintă ceva frumos. Ca toate de altfel, nu? în primul rând, trebuie să cunoaștem personalitatea marelui Ioan Botezătorul. Este cel ce a pus și unicul care a pus mâna în cap lui Dumnezeu. Este singura persoană care s-a atins de Dumnezeu în mod material, botezându-l la Iordan în mod incorrect. Noi spunem bobotează, dar acolo este Epifania, pentru că Hristos a primit botezul la tăierea împrejur în a 8-a zi, dus la templu de către Iosif și Maria și i s-a pus numele Iisus și aceasta o sărbătorim pe data de 1 ianuarie, când noi îi spunem Revelion sau spunem a doua zi de 1 ianuarie Sfântul Vasile, da. Sărbătoarea Marelui Erarh al Cezarei Capadocii. La 30 de ani, când Hristos intră în apele Iordanului, schimbă firea apelor, se aude glasul din cer care confirmă încă o dată că e Fiul iubit pentru care am binevoit pe El să-L ascultăm, dar cel ce face confirmarea sau reconfirmarea la modul pământesc este Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, crescut din Zaharia și Elisabeta, născut de sânzenie în urma unei minuni, noi am vorbit probabil sau ne-a scăpat ideea că n-a concluzionat sărbătoarea cu emisiunea, Zaharia era bătrân și sterp, Elisabeta era bătrână și stearpă, nu rodise, și când a intrat de rând la templu, i s-a arătat un înger și a spus, îți știu rugămintea, îți știu durerea, știu că ești trist că n-aveți urmași, n-aveți copii, vei avea copil. Zaharia a spus, eu bătrân, soția bătrână, să am copii, și a râs oarecum, adică s-a îndoit. Și a spus așa, știu că te îndoiești, vei rămâne mut până vei vedea minunea cu ochii. A întârziat mai mult în templu, poporul și-a dat seama de acest lucru. A ieșit afară cădind, fără să mai vorbească, și a terminat săptămâna de rugăciune la templu și a plecat la casa lui. Când s-a născut, Ioan Botezătorul de sânziene, când fetele își pun coronițe de căsătorie și dorm cu busuioc sub pernă și se uită în fântâna limpede și în apa din găleată și toate tradițiile astea copilărești, tinerești, Ioan Botezătorul se năștea și acum trebuia să îi se pună numele. Și tatăl a fost cel mai îndreptățit. Unii au zis să-i pună Zaharia, că după tata, Zaharia a luat pe tăbliță și a scris Ioan se va chema. Când a scris aceste slove,
Gura lui s-a dezlegat și el a putut să vorbească, că a văzut realitatea cu ochii. Ioan corespunde nașterea lui cu vremea când Irod ucidea tot cei sub 2 ani, că să temea să nu iau împărăția odraslilor lui, împăratul vestit de îngeri, de magi și de stea și de cer și de cărțile biblice, de proroci. În clipa când se suiau soldații spre Iudeia, unde era casa lui Ioan Botezătorul, a lui Zaharia și Elisabeta, ca să ucidă prunci, Elisabeta, auzind țipătul de mai jos din vale, că casa lor este mai sus, în Encare, care înseamnă dealul viilor, Elisabeta ia pruncul care avea în jur de 6 luni, 7 luni, și bătrână fiind, o ia prin cărările pe care le știa ascunse prin căturile muntelui, și urcă până la jumătatea muntelui Iudeii. Soldații vin, ajung acasă, văd că casa e pustie, pruncul i-a luat, femeia nu-i, și se iau după idee s-o caute. Ei mai aveau încă o locuință undeva mai izolată, se chema la izvorul Sfântului Ioan Botezătorul. Și mergând spre locul acela, în momentul când Elisabeta s-a văzut apropiat ajuns, a strigat: munte, deschide-te, înghite pe prunc și pe mama lui. S-a făcut o peșteră în munte, ea se poate vizita azi, de o frumusețe extraordinară. A intrat acolo, muntele s-a închis din pronia lui Dumnezeu, în peșteră a crescut un izvor din care întotdeauna aduc și eu apă sfințită cu sticlele pentru femeile care nu zămislesc, pentru că e un mare dar, pe lângă finicul Sfântului Sava, pe lângă apa de la izvorul Maicii Domnului, pe lângă rugăciunile care se pun pe tabor la icoana Făcătoare de Minuni și rămân femeile sterpe însărcinate. Acolo în peșteră crește un finic, Elisabeta se hrănește cu apă și cu finic, alăptează pruncul un an, ea moare, îngerii o îngroapă puțin, mai la deal, la aproape un kilometru, este doar locul mormântului și o mică capeluță păstrată în mare respect, iar el este crescut de îngeri cu mană cerească și învățat de îngeri. Se spune din tradiție că el ar fi avut foarte mare legătură trecând muntele cu esenienii, cei care au scris cărțile de lut, pentru că s-ar crede că spălarea păcatelor prin apă ar aparține esenienilor, dar cred că sunt și porunci de la îngeri care vin și ne arată că apa este apa botezului, ca drept dovadă că Hristos n-avea treabă cu esenieni, el avea treabă cu Dumnezeu Tatăl și vine la Iordan. Ce este interesant, că Ioan, când se apropie momentul sosirii la Iordan, are două mărturii: de ajuns să-ți este ție mărturia Domnului, cel mai mare om născut din femeie și înger în trup, și iarăși mărturia Domnului: de ajuns să-ți este, pentru că ai botezat în repejunul Iordanului pe cel care n-are nevoie de botez, pe Dumnezeu. Și în clipa când trebuie să vină la acest botez, el primește o științare pe care o găsim. Citiți Evanghelia, Luca, Matei, Ioan, sunt toate scrise. Acela care mi-a spus, acela mi-a zis, că peste care voi vedea Duhul lui Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel și stând, acela este. Deci el vorbea cu Tatăl, cu Dumnezeu, cu cuvântul veșnic, și îl înștiința pe Ioan ce trebuie să se întâmple. Ioan coboară la Vitavara, vine la Iordan, îl botează pe Hristos, se deschid apele, cum spune Iordanul, se sperie când vede pe Dumnezeu și se întoarce înapoi, devine apă sfințită, dacă o iei din Iordan și o ții, e ca așa gheazmă, nu se mai strică niciodată, îs trei izvoare din Hermon, de aia și Psaltirea spune, Taborul și Hermonul se vor bucura că pe Tabor Dumnezeu și-a arătat dumnezeirea, arătând ce poate om ajunge prin puterea Duhului Sfânt și ce înseamnă în dumnezeire, unind Noul și Vechiul Testament, iar din Hermon vin izvoarele Iordanului, care adapă toată Palestina și Ierusalimul cu apă potabilă, sursa fundamentală și Marea Galilei. O se varsă și din Marea Galilei și de acolo pleacă și în Marea Moarte. În momentul când Ioan ajunge la Iordan și botează, vin popoarele și se botează într-o veselie. Acum ne întrebăm, de ce a ales Ioan locul botezului la Iordan? Tot pe acolo a despicat ăsta, cum îl cheamă, Elisei Iordanul, când cu cojocul lui Ilie, și tot pe acolo Iosua Navia a despicat Iordanul când a trecut cu sicriul legii și a venit și a cucerit pământul Ierihonului, deci cetatea Ierihon, și avem mărturia că atunci la Ierihon, când îngerii au dărâmat cetatea, cum au dărâmat-o? Săpăturile arheologice ne arată că atunci când e un asediu de mâini omenești, zidurile se năruie în toate direcțiile, unii se apără din untru, alții din afară. Ei, câtă înțelepciune și lucrare dumnezească și îngerească, când s-au săpat ruinile cetății Ierihonului,
toate pietrele cetății erau înăruite în afară să poată face punte de urcare a poporului Israel să intre în cetate. Deci nu erau înăruite înăuntru, în afară. De asta lucrare dumnezească, că i-au înconjurat Ierihonul de 7 ori cu trâmbițe și cu sicriul legii și atunci zidurile au căzut singure. Pentru că poporul nu era înarmat ca azi cu catapulte, cu aruncătoare, cu tunuri să poată dărâma ziduri de piatră. Ei, întorcându-ne la Ioan, Ioan în același timp începe să propovăduiască în toată Iudeia. Să fiți corect, să vă mulțumiți cu solda, să vă muiți corect, să nu nedreptățiți, să nu faceți rău. El știa probleme sociale ca cel ce venea din pustie. Că și azi întreabă lumea, dar de unde știi tu, părinte, ce e în viața de familie dacă nu ești căsătorit? Dar dacă de 25 de ani ascult zilnic aceleași problemuțe a fiecărui om în parte, normal că ai o vedere generală. Când te uiți în ograda unui om, te uiți ca pe tabla de șah, știi exact ce suferințe are, pentru că ele sunt asemănătoare, oameni și fire suntem, carne și sânge, neputință și greșeală. Și Ioan Botezătorul, trăind printre oameni, le-a învățat toate apucăturile rele și pe toate să curestă la rădăcina pomului, nu te îndrepți să tai și să aruncă în foc, grâul să dă la are, pleava să dă la foc nestins. Adică avea numai denumiri din astea. Împărăția lui Dumnezeu a venit la voi, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, îi ceartă pe cei vicleni, pui de năpârcă și de viperă. Toate acestea ajung până la urechea lui Irod. Irod făcuse și el o trăsnaie și a lăsat soția lui legitimă și-a luat-o pe-a lui cumnațul, pe-a lui Filip, frate-s-o. Și trăiau în curvărie. Și azi mai fuge finul cu nașa, fina cu nașul, nașa cu finul de cununie sau de botez, multe nebunii. Și Ioan Botezătorul striga cât putea, nu se cade ție să iei pe femeia fratelui tău Filip. Adică e o mare nedreptate. Ce-i fără de legea asta? Ce-i cu desfrânarea asta? Și-a dat ordin să-l bage în temniță, că nu pentru că avea ceva cu Ioan, îl iubea pe Ioan, credea că e mare proroc, știa că e de la Dumnezeu, dar era rușine de ocara lui. Între timp, Irodiada și cu Salomeia, măsa cu fiică sa, auzind, nu le-a convenit, orgolii de femei atinse, cum să mă facă pe mine de râs în fața supușilor. Și fiind foarte bune dansatoare, s-au dus la Irod, Irod s-a cam îmbătat, a dorit un dans din ăla superb, cum se juca în zona Ierihonului, acolo la ei, de unde era cetatea, undeva în zona Sevastiei, și zice așa, dacă îmi faci un dans cu fiica ta așa cum știți voi, îți dau orice până la jumătate de împărăție, deci atât de mult o iubea. Dar vedeți un jurământ neatent, nu cu paranteză închisă ca la matematică și punct, cu de la capăt cu paranteză deschisă, liber, cu puncte, puncte. Și ea spune, vreau altceva după ce a dansat. El s-a amețit bine, vreau capul lui Ioan Botezător, adică să stârpim noi odată gălăgia asta care se face, că dacă ăsta n-ar face gălăgie, lumea n-ar ști curvăria noastră, că Domnul ne știe cine suntem, e împăratul cu suita lui. Da. Și spune în Scripturi că Irod s-a tulburat și s-a mâhnit mult căci îl iubea pe Ioan și i-a părut rău de jurământ, dar n-a putut să-l calce. Deci vedeți cât de slabi suntem câteodată. Deci facem un rău, persistăm în rău, da, mergem în rău, doar de orgoliu de a nu ne lăsa, bă, cine mi-s eu, nu-mi cal cuvântul. Putea să spună, orice asta nu, dar trebuia... Cum spune Ioan când pleacă din pustie, în timp ce de acum Hristos boteza, că au venit ucenicii și a spus așa, păi da, Ioane, tu botezi pe malul ăsta și Iisus botează pe malul celălalt, pe care să-L urmăm? Lui este să crească, mie mi-este să mă micșoreze, El își prorocea moartea. Și El s-a dus spre mucenicie, pentru că El moare ca mucenicul, cu capul decapitat. Și Irod totuși îi dă capul pe tipsie, spun tradițiile și Simeon Metafrastul, sfântul care scrie viața Sfântului Ioan Botezătorul, că și de acolo din tipsie Ioan Botezătorul striga, nu se cade să iei pe femeia fratelui tău Filip. Și de ciudă Irodiada îi spărgea limba cu acu și punea condimente din astea iuți, cum e în zona Israelului, doar că s-a umflat și n-a mai putea vorbi, atâta înverșunare avea. Și spune mai departe că Irod a murit într-un mod groaznic, ea a murit, mi se pare, căzând dintr-un turn, nu știu cum, în gheață și un sloi de gheață i-a retezat capul, a avut oricum o moarte cumplită, dar Ioan Botezătorul rămâne modelul de ascet absolut, mistic absolut, următor
metafora lui Hristos în mod absolut și mare mărturisitor al Fiului lui Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Deci el ne arată că Hristos nu e mit, ci realitate. El i-a pus mâna în cap la Iordan și chiar spune: Doamne, dar eu am nevoie de botezul tău, nu tu. Și ce îi spune Hristos? Lasă să împlinească legea, știu eu asta. Dar problema era că Ioan, când s-a atins de creștetul stăpânului, de creatorul lui, și el s-a umplut de Duhul Sfânt. Adică el și-a primit și el ca un botez, pentru că el prin sânge a devenit direct mucenic. Azi avem moaște la Sfântul Munte Athos, avem capul în Franța, mi se pare, n-aș putea să vă spun, mâna la top capă, mai avem în Franța undeva capul Sfântului Ioan Botezătorul și despre mână se spune că în anii mănoși, turcii știu când sunt probleme economice în agricultură, dacă anul e bun, mâna stă deschisă ca o binecuvântare, iar dacă anul e rău, mâna se strânge ca și cum s-ar închide. Și ei știu, după, ei au mare evlavie, indiferent că sunt musulmani, la Maica Domnului, la Iisus, Fiul Mariei și la Ioan Botezătorul. Cum ar trebui să ne pregătim pentru această sărbătoare? Este o zi sărbătorită ca un doliu spiritual în Biserica Creștină Ortodoxă pentru acest mare ascet și trăitor și înainte mergător și mărturisitor și botezător al lui Hristos. Mereu spun botezător al lui Hristos prin faptul că i-a dat apă în creștet, dar l-a spălat să arate că este fără de păcat, nu că avea nevoie de spălare, ci ca apa să se sfințească prin atingere de Hristos, pentru că Hristos n-a scos niciun cuvânt în apa, tăcut a vorbit cuvântul veșnic din veac. Acesta este Fiul meu iubit, întru El am binevoit pe El să-L ascultați. Și este singura mărturie în care ni se arată, deci vedeți în Scriptură, singura mărturie în care ni se arată că Duhul Sfânt a stat peste El, n-a plecat de la Iisus, era împreună lucrător. De-aia uneori catolicii fac acea mică greșeală florentină a Sinodului Ferrara Florența, când spun în filioghe că Duhul Sfânt purcede și de la Fiul. Fiul îl are și lucrează împreună cu El, dar care de la Tatăl purcede, cum arată Evanghelia Sfântului Ioan, pentru că așa spune, eu mă duc la Tatăl să vă trimit Mânghietorul. Putea să spună, eu mă duc la Tatăl că puteam să vă dau Mânghietorul, nu? Să vă trimit Mânghietorul care de la Tatăl purcede. Bine, nu mă bag în dogmă, am spus doar ca idee. Da. Aici mai spun următorul lucru. Același lucru îl găsim și la Maica Domnului. Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Deci Duhul Sfânt nu mai părăsește niciodată, pentru că este cea mai aleasă dintre femei și mama lui Dumnezeu. M-a provocat într-o zi unul de altă confesiune și mi-a zis, și ce dacă e mama lui Dumnezeu, nu e o femeie ca oricare? Frate, știi ceva? Cred că n-ai ajuns la măsura în care să-i spui tu lui Hristos cum să o respecti pe mama sa. Să nu ne certăm. Stai cu minte în măcata ta și vezi de treaba ta. Adică nici nu vreau să jicnesc și nici nu vreau să schimb idei. Sim. În primul rând, respectul față de femeia supremă, femeia cu luna și soarele la picioare, femeia cu cununa de stele, împărăteasa luminii și maica îngerilor, rămâne mama lui Dumnezeu. Deci nu comentăm lucruri inutile. Iar Ioan Botezătorul se cinstește printr-o zi de post, indiferent în ce zi pică, că e de dulce sau de post, mi se pare că acum va pica chiar miercuri, da. Așa, în zi de post, în ziua aceea se ajunează, iar unde este hram se dezleagă la vin și un de lev. Există și tradiții? Știți că vă întreb la fiecare sărbătoare despre tradiții. Cred că cea mai frumoasă tradiție ar fi aceasta, dacă mulți tineri ar vrea să urmeze lui Ioan Botezătorul, că e nevoie de creștini buni, slujitori buni, călugări buni, preoți buni, am putea alege un model suprem. Singura tradiție care se spune că în ziua de Sfântul Ioan Botezătorul este să nu faci nuntă, să nu joci, să nu te distrezi, să nu te îmbraci în haine țipătoare, adică colorate, să ai acea decență creștină ca și cum ar fi o zi când ai pierdut pe cineva drag. Cam aceasta e singura tradiție care se păstrează și se mănâncă fiertura la ora 3 pentru cei evlavioși, chiar și fără un de lemn, pentru cei obișnuiți cu un de lemn sau un pahar de vin. Unde este hramul Sfântului Ioan Botezătorul? Prin tipicul Sfântului Sava și prin dezlegarea universală a canonicului bisericii se poate dezlega la Pește,
cum ar fi, de exemplu, la noi în țară, în Moldova, cel mai frumos hram, tăierea capului un botezător, undeva paci, dacă nu mă înșel, ori la părintele Viorel Sava, ori la părintele aici în, lângă poliție, este o biserică care poartă acest hram, nu știu, sau adormirea asta, nu știu care îl poartă, și apoi la mănăstirea Secu în Neamț, unde este hram în Moldova. Am ajuns la final de emisiune, din păcate, dar ne vedem și joia viitoare cu subiecte la fel de interesante. Vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați povestit. Le mulțumim celor ce ne-au ascultat și dacă ceva a fost deranjant sau incomplet, mai putem completa și prin întrebări și răspuns. Vă mulțumesc și eu pentru că ați fost alături de noi. De la ora 15 să rămâneți pe pagina noastră de Facebook, pentru că Cristi Hitru va avea o nouă ediție Bezei Live, iar noi ne vedem mâine de la 13. Toate cele bune!